Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Cururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, pentru mine, la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Puternic și veșnic, care ne-a dat bucuria de a cinsti într-o singură sărbătoare meritele tuturor sfinților, te rugăm că, având în fața Ta o asemenea mulțime de mijlocitori, să primim de la Tine belșugul mult dorit al îndurării Tale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Am văzut o mulțime mare din toate națiunile, triburile, popoarele și limbile. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Eu, Ioan, am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui și având sigiliul Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri, cărora le fusese dat să dăuneze pământului și mării, spunând: Nu dăunați pământului nici mării și nici copacilor, până când nu vom pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor care au fost însemnați cu sigiliu. 144.000 de însemnați din toate triburile fiilor lui Israel. După acestea am văzut și iată o mulțime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate neamurile, triburile, popoarele și limbile.
Ei stăteau în picioare în fața tronului și în fața mielului, îmbrăcați cu haine albe și cu ramuri de palmieri în mână. Ei strigau cu glas puternic: Mântuirea aparține Dumnezeului nostru, Cel care șade pe tron, și mielului. Și toți îngerii stăteau în picioare în jurul tronului, al bătrânilor și al celor patru ființe, cădeau cu fața la pământ înaintea tronului și l-adorau pe Dumnezeu și spuneau: Amin. Binecuvântarea, gloria, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea și tăria să fie Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin. Unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: Cine sunt cei, de unde vin cei care sunt îmbrăcați cu haine albe? I-am zis: Domnul meu, tu știi. Iar el mi-a spus: Aceștia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Cuvântul Domnului. Aceasta este generația celor care caută fața ta, Doamne. Aceasta este generația celor care caută fața ta, Doamne. Ale Domnului este pământul și tot ce este pe el, lumea și cei care locuiesc în ea, căci El l-a întemeiat pe mări și l-a stabilit peste râuri. Este generația celor care caută fața ta, Doamne. Cine va urca pe muntele Domnului? Cine se va ridica în locul său cel sfânt? Cel care are mâinile nebătate și inima curată, cel care nu-și înalță sufletul spre lucruri deșarte. Aceasta este generația celor care caută fața ta, Doamne. Acesta va primi binecuvântare de la Domnul și dreptate de la Dumnezeu Mântuitorul său. Aceasta este generația celor care îl caută pe el, a celor care caută fața Dumnezeului lui Iacob. Lectura a doua. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, vedeți câtă iubire ne-a dăruit Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. De aceea, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut pe El. Iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat încă ce vom fi. Știm că, atunci când se va arăta, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are această speranță în El devine curat, așa cum El este curat. Cuvântul Domnului. Veniți
toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, spune Domnul. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, văzând mulțimile, Iisus a urcat pe munte și după ce s-a așezat, s-au apropiat de El discipolii Săi. Și deschizându-și gura, învăța zicând: fericiți cei săraci în duh, pentru că lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire. Fericiți cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Fericiți cei persecutați din cauza dreptății, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și, mințind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri. Cuvântul Domnului. Preasfințite, cucernici, părinți concelebranți, iubiți credincioși, la sfârșitul secolului al XIX-lea, trăia la Torino un preot pe nume Leonardo Murialdo, un colaborator și prieten al Sfântului Ioan Bosco, unde, de fapt, a și lucrat pentru mult timp. Acest preot, în fiecare sâmbătă, pleca din Torino într-un orășel apropiat cu trenul și uimirea sa era că, de fiecare dată, când ajungea în gară, o mulțime de tineri îl așteptau de la gară până la casa unde trebuia să meargă. A fost curios să știe de ce, de fiecare dată, acești tineri, copii, se adunau cu atâta bucurie în jurul său. Acești tineri și copii, de fapt, primiseră de la mamele lor un îndemn: mergeți și vedeți acest preot și atunci când veți crește mari, să vă amintiți că voi ați vorbit cu un sfânt, ați văzut un sfânt. Copiii și tinerii, sigur, ca și noi, urmăreau să vadă acea aureolă în jurul capului, așa cum știm că sunt reprezentați sfinții, dar nu vedeau nimica. De aceea, de multe ori, când tinerii îl soțeau, câțiva rămâneau mai în urmă, să-l observe, are sau nu are aureolă. Și așa s-a întâmplat de mai multe ori, iar acești tineri, cu siguranță, au crescut, dar a venit și timpul când a fost declarat de sfânt. În 1970 a fost declarat de sfânt de către fericitul Papa Paul al VI-lea și de atunci, într-adevăr, în reprezentările iconografice are aureolă. Dar și pentru noi, în modul nostru de a vorbi, suntem obișnuiți să privim la sfinți ca fiind oameni excepționali, oameni care poartă aureolă, acea lumină care învăluie capul lor. Dar
dacă și noi în viața de fiecare zi încercăm să privim mai mult cu inima, cu mintea, decât cu ochii, putem vedea oameni care spunem că sunt oameni, oamenii lui Dumnezeu, oameni buni, oameni care poartă o aureolă, nu vizibilă, dar invizibilă. Sunt oameni care își îndeplinesc cu fidelitate datoria lor, misiunea lor, muncesc din greu, se roagă, își împlinesc datoria față de biserică, venind deseori la biserică sau cel puțin achitându-se de obligațiile de duminică și din ziua de sărbătoare. Și față de acești oameni, de multe ori, istoria fiecăruia poate să descopere asemenea persoane, spunem că am văzut într-adevăr un om bun, un om sfânt. Iată că de la sfințenia care apare pentru noi ca un ideal greu de atins, putem coborî la sfințenia obișnuită, sfințenia care este la îndemâna tuturor, sfințenia la care ne invită sărbătoarea de astăzi a tuturor sfinților să privim ca la ceva posibil. Am auzit în prima lectură acea mulțime imensă exprimată în mod simbolic, 144.000, de fapt, mulțimea imensă care vrea să simbolizeze această cifră de oameni care erau adunați în jurul tronului lui Dumnezeu și acolo cântau. Dar două amănunte care sar în ochi, că aceștia erau îmbrăcați în haine albe și purtau ramuri de palmieri în mână. Haina albă, pe care noi toți am primit-o, este haina botezului, haina nevinovăției. Acești oameni care erau în jurul tronului lui Dumnezeu s-au prezentat cu această haină albă și țineau mult să rămână albă. Și știm cât de greu este să ții o îmbrăcăminte albă, existând mereu pericolul petelor sau al murdăriei. Dar această mulțime era îmbrăcată mai departe, semn al fidelității față de botez, al promisiunilor și mai ales al ridicării la rangul de fii al lui Dumnezeu și purtau în plus în mână câte o ramură de palmier. Ramura de palmier fiind în mentalitatea antichității semnul victoriei. Cei care participau la jocuri, la olimpiade, nu primeau atât medalii de aur, argint sau bronz, dar primeau o cunună de laur pe cap și un palmier, semn al victoriei. Și această mulțime era alcătuită din bărbați și femei care purtau în mâini acești palmieri, semn că au trecut victorios de persecuții, de greutățile vieții, că și-au îndeplinit cu eroism uneori obligațiile stărilor. Iată, mulțimea de sfinți pe care îi prezintă biserica de astăzi, mai mult poate sfinții care nu sunt în calendar, nu sunt trecuți în mod oficial în catalogul sfinților, dar sfinți care cu siguranță că se bucură de fericirea tronului lui Dumnezeu și acolo împreună cu cei pe care îi cunoaștem alături de Preacurata Fecioară Maria, Sfântul Iosif sau sfinții mai importanți, își alătură glasul lor cântând cântarea de biruință și de bucurie. În această sărbătoare a tuturor sfinților, iată, avem un îndemn din partea bisericii și de fiecare dată, mi se amintește acest lucru că sfințenia este pentru toți. Din ziua botezului am pornit la drumul sfințeniei prin haina albă pe care am primit-o. Și de mai multe ori în viață am fost îndemnați să ne renuim această propunere și să facem tot posibilul să păstrăm această haină imaculată, curată. Sărbătoarea tuturor sfinților trebuie să deșteptem noi încă o dată mai mult dorința de a fi sfinți. De ce? Pentru că noi suntem poporul sfânt, chemat să fim, să alcătuim acest popor care să-L laude pe Dumnezeu. În Conciliul Vatican al II-lea există un document în care se vorbește într-un capitol despre chemarea la sfințenie a tuturor,
nu numai a călugărilor sau călugăriților, nu numai a preoților sau a episcopilor, dar toți, absolut toți, sunt chemați la sfințenie. Iar astăzi, când biserica îi amintește pe toți sfinții, nu vrea să lase absolut pe nimeni afară din cei pe care îi are în vedere. Când biserica canonizează sau beatifică, deci atunci când biserica declară sfânt sau fericit o persoană, nu vrea să arate că unii nu pot să fie sfinți și că sfințenia este doar pentru unii sau pentru alții. Biserica declară fericit sau sfinți mulțimea imensă de oameni pe care nimeni nu o poate număra atunci când aceștia își îndeplinesc misiunea lor, chemarea lor primită în ziua botezului. Poate aceste beatificări, canonizări, sunt cu titlu de delegare, reprezintă unele națiuni, reprezintă o țară, reprezintă o profesie, reprezintă o epocă sau reprezintă o stare de viață sau alta. Recent, pe 18 octombrie, când au fost canonizați părinții Sfintei Tereza de Lisieux. Un exemplu, nu înseamnă că nu sunt și alți soți sfinți, dar reprezentativ pentru anul familiei, pentru sinodul episcopilor care s-au ocupat de familie, o familie sfântă, pentru a nu mai pune la număr și Sfânta Tereza cea mică, cea care a ridicat atât de mult această dorință de sfințenie pornind de la lucruri mici. Biserica dorește să-i dea ca exemplu lumii întregi și tuturor timpurilor pe aceștia pe care îi beatifică, pe care îi canonizează. Chiar Sfânta Tereza făcea remarca: nimic nu ne spune că sfinții canonizați ar fi mai mari sau mai importanți decât ceilalți al căror nume nu cunoaștem. Sfinții proclamați oficial au deja locul lor în calendar, au sărbătorile lor în cursul anului, pe când pe cei pe care îi amintim astăzi, doar azi, îi amintim știuți și neștiuți. Cine sunt sfinții pe care biserica îi amintește astăzi? Am încercat să pornim creionând mulțimea mare de sfinți, pornind de la lectura, prima lectură și de la lectura a doua, cu referință la botezul nostru și la chemarea de a fi sfinți. Sfinții pe care biserica îi celebrează astăzi sunt cu totul alții decât pe care îi cunoaștem noi. Sunt sfinții anonimi, învăluiți de perdeaua tăcerii, cei al căror nume nu-i vom cunoaște niciodată pe acest pământ, cei care, ascunși de ochii oamenilor, reprezintă însă secretul Tatălui Ceresc. S-au sfințit în tăcere, în ascuns, și numai Dumnezeu îi cunoaște. Apoi sunt sfinții familiilor noastre. Nu e nimeni dintre noi să nu aibă sfinți în genealogia sa. Poate nu am cercetat și nu facem cercetări. Că o știm sau nu, noi îi sărbătorim astăzi pe strămoșii și strămoșii noștri, rudele mai apropiate sau mai îndepărtate, bunicii, străbunicii, părinții, frații, surorile, care ne-au precedat în împărăția cerurilor. Nu suntem noi oare fii, fiicele lacrimilor lor, al rugăciunilor lor, al iubirii lor, al bunătății lor? Harul pe care de multe ori îl primim nu este oare răspunsul de iubire al unei femei necunoscute care poate, atunci când se întorcea de la serviciu sau de la câmp, se ruga rozariul, sau atunci când cineva dispunea de timp, stătea în genunchi în biserică pentru a face adorație și poate erau chiar rudele noastre, mama, tata, bunica, străbunica. Și aceasta este împărtășirea sfinților. Aceștia, dacă credem că s-au mântuit, cu siguranță că sunt în ceata aceasta imensă de sfinți care cântă lângă tronul Tatălui Ceresc. Vom fi noi oare vrednici de această familie a noastră? Și mai este o categorie de oameni care trebuie să-i punem în rândul lor. Biserica nu exclude pe nimeni. Mai sunt sfinții care nu aparțin creștinismului, pentru simplul fapt că nu au avut ocazia de a-L întâlni pe Hristos,
dar care nu înseamnă că au fost, că nu au fost mântuiți de Hristos. Sfinții popoarelor păgâne, și Biblia ne poate este o dovadă în acest sens, pentru că vorbește despre popoare păgâne, cei care au trăit efectiv fericirile fără a fi știut care este izvorul lor, adică Hristos, cei care au trăit Evanghelia fără a fi putut să recunoască fața lui Iisus în biserica sa, desfigurată din păcate de multe ori, de infidelitatea prea multor botezați. Granițele bisericii nu coincid totdeauna cu zidurile bisericilor noastre, biserica mare, universală, care nu cunoaște aceste ziduri pe care le ridicăm noi oamenii. Chiar și dincolo de ziduri, unii au putut să trăiască spiritul fericirilor evanghelice. Și o știe Dumnezeu mai bine, care vede inimile și citește mai bine în inimile lor. Sfântul Augustin spunea că în prezența de necuprins a lui Dumnezeu, mulți care par să fie afară sunt de fapt înăuntru. Și mulți care pretind că sunt înăuntru să rămână afară. O aluzie că nu automat, dacă facem parte din Biserica Catolică, noi vom fi automat mântuiți. Vor fi și alții care sunt poate mai fideli în a observa ceea ce conștiința lor le dictează. Și am putea să mai facem un pas pentru a contempla mulțimea sfinților pe care îi celebrăm astăzi. Sfințenia nu este sinonimă cu perfecțiunea morală. Sfințenia, sigur, este aceea care, pe care noi o vedem totdeauna făcută din virtuți, din asceză, din rugăciuni multe, din efort de a fi corect. Am putea fi privilegiați de originea noastră, de ambianță, de familie, de educație, de a fi dotați cu diferite calități umane și cu virtuți naturale care ne-ar autoriza să trecem drept sfinți. Am crescut într-o familie creștină, am făcut îndeampărtășani, am venit tot timpul la biserică, părinții ne-au ajutat, continuăm mai departe. Și în realitate poate încă suntem mult, mult departe de această țintă, deși mediul în care am crescut ne-a favorizat în acest schimb. În schimb, pot fi oameni nepăstuiți de soartă, care îi pot oferi Duhului Sfânt un teren de primă calitate pentru a deveni sfinți. De exemplu, sigur nu vreau să încurajez un alcoolic care din curată iubire renunță la un pahar, poate să facă un act mai eroic decât al unui călugăr care se întrece în acte de asceză, renunțând din iubire și aducându-și aminte că trebuie să se corecteze. Poate acel gest contează mult mai mult. Presupunând o egalitate, o fidelitate egală față de har și prin urmare o egală șansă de sfințire, fără a exclude pe nimeni, fără a arăta cu degetul pe unii sau pe alții, sunt două specii de sfinți. Sunt dintre cei care poartă în natura lor urmările multor dezordini, care niciodată nu vor uimi păsările cerului și niciodată nu vor mângâia lupul din Gubbio, asemenea lui Francisc. Sunt cei care cad în continuare, sunt cei care vor plânge până la sfârșit, pentru că nu pentru că au trântit ușa un pic mai tare, dar pentru că săvârșesc încă multe păcate și plâng. Sunt dovezile celor convertiți, sunt mulți care doresc să iasă din această stare, și năzuiesc, poate într-o zi, să primească acest har al Duhului Sfânt. În adâncul inimii lor au o mare dorință de a ieși din starea păcătoasă și calea lor nu poate sta nimeni ca să devină, să intre și în mulțimea mare de sfinți care contemplă fața lui Dumnezeu. Apoi există o mulțime dintre aceia căror sfințenie nu va străluci niciodată aici pe pământ și doar în ultima zi se vor ridica pentru a străluci înaintea tuturor. Și sunt sfinții fără nume pe care, am spus, îi întâlnim peste tot dacă avem ochii inimii și ai minții în spirit creștin îndreptat spre ei. Și alături de ei sunt sfinții fericiți, sigur, sfinți curați cu inima, puternici și atrăgători, sfinți model, canonizați, care pot fi declarați sfinți.
cei al căror inimă eliberată este mare și imensă ca nisipul de pe malul mării, cei al căror inimă cântă ca o harpă armonioasă slava lui Dumnezeu. Sfinții recunoscuți, sărbătoriți, mari sfinți, care au lăsat urme mari în istorie. Așadar, iubiți credincioși, o imensă speranță și pentru timpurile noastre. Sfințenia este posibilă și suntem chemați să fim sfinți. Sărbătoarea tuturor sfinților, de aceea este sărbătoarea noastră a tuturor. La timpuri noi, sfinți noi, este o vorbă. Beatificările și canonizările din ultima vreme din biserică sunt o dovadă că sfințenia este încă de actualitate. Știm nenumărații sfinți și fericiți care au fost trecuți în rândul catalogului oficial de către Sfântul Ioan Paul al II-lea. Mai recent și pentru noi o bucurie a fost beatificarea fericitului Anton Durcovici și altor episcopi din țară și lista rămâne deschisă, arătând că timpurile noi cer și presupun sfinți noi. Dumnezeu, am putea spune că aduce la zi Evanghelia și că Duhul Sfânt modelează mereu noi chipuri de sfințenie. Harurile care par a fi rezervate sfinților mari, iată-le rezervate și celor mici și celor care poartă încă semnele slăbiciunilor. Stofa din care Dumnezeu croiește sfinții se află în mâinile sale și Dumnezeu poate face un sfânt și dintr-un mare păcătos. În milostivirea sa Dumnezeu poate face sfinți din orice om, poate nu sfinți ca exemple de perfecțiune, dar prieteni ai lui Dumnezeu. Pentru că un sfânt nu este totdeauna doar cel care este oferit model de perfecțiune, dar și cel care este mai mult un fiu al iertării. Sfinți pe care biserica poate va ezita să-i canonizeze, dar nu înseamnă că Dumnezeu nu i-a sfințit. Să privim la tâlhalul căit de la stânga lui Iisus și asasinii pot deveni sfinți. Primul canonizat și a fost însuși Dumnezeu care l-a canonizat a fost tâlharul cel răstignit alături de Fiul Luminii, Hristos. Așadar, iubiți credincioși, să trezim gustul pentru sfințenie. Sfințenia este posibilă tuturor, și copiilor, și tinerilor, și celor săraci, tuturor, absolut tuturor. Pentru că la urma urmei, ce este sfințenia dacă nu fericire? Simpla fericire de a exista atunci când corespundem visului de iubire a lui Dumnezeu pe care îl are cu privire la noi, oare nu suntem fericiți să ne știm iubiți de Dumnezeu? Și cum să nu fim fericiți când știm că privirea milostivă a lui Dumnezeu se intersectează de mai multe ori cu privirea noastră în fiecare zi? Conștiința ne spune, Dumnezeu se uită și este mulțumit de noi și atunci putem fi fericiți. Frumusețea unui sfânt nu este aceea unui fotomodel, dar aceea unei fețe rănite. Sfințenia se va măsura după gradul de vulnerabilitate, cu cât un om este mai rănit în viață, cu cât este mai supus, poate, unor disprețuri, unor chinuri, așa cum au fost martirii, cu atât mai mult va fi obiectul iubirii lui Dumnezeu. Cu cât o ființă este mai rănită în viață, cu atât mai mult este iubită de Maica lui Dumnezeu. Cu cât cineva este mai refuzat de oameni, cu atât este mai protejat de Dumnezeu. Cu cât este mai rănit, cu atât este iubit mai mult de Dumnezeu. Și aici ne regăsim în spiritul fericirilor care au fost proclamate la această Evanghelie. Tocmai că biserica a ales pentru ziua de astăzi ca Evanghelie imnul bucuriei, cântat pe o colină din Galileea, pe malul lacului Genezaret. O carte de identitate pe care e bine să o purtăm cu noi totdeauna, o cântare cu 8 strofe și un singur refren. Fericiți, fericiți, fericiți! Și cine cântă? Cel care este bucuria însăși a Tatălui, bucuria celor săraci. Am putea spune că este un autoportret în aceste 8 strofe. El, Iisus, a desemnat propria față în aceste fericiri. Cine așadar, ca El, a fost sărac
a plâns, a fost persecutat. Dar și mai mult, cine mai mult ca El a mângâiat, a semănat pace, a vindecat mii de răni? 8 strofe, culorile curcubeului în care se reflectă unica lumină a slavei cerești. Și este imposibil să trăim o fericire fără ca toate celelalte să urmeze. Uneori trăim o fericire mai mult decât alta, dar întotdeauna împreună, nedespărțite. Tot cerul, împărăția, lacrimile șterse, banchetul final este deja aici, dar cu tot ceea ce trebuie să trăim încă pe pământ, sărăcia, lacrimile, persecuția, efortul. În aceste fericiri, care sunt un program de sfințenie, cerul și pământul se întrepătrund. Și la urma urmei, cine este un sfânt? Cel a cărui inimă se deschide spre cer, devine împărăție. La el atunci locuiește regele regilor. Fericirile, așadar un imn care a străbătut continentele și generații de oameni, care a fascinat pe cei săraci și pe cei mici din toate timpurile, care desparte istoria lumii în două, care răstoarnă toate valorile umane. Și am putea exclama o formidabilă revoluție mai departe coperchiană, care încă nu s-a terminat și care trebuie să continue, să ne impresioneze și să ne atragă, pentru că sfințenia este pentru toți. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și arăși va veni mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit, și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, conștienți că facem parte din poporul noului legământ consacrat slujirii lui Dumnezeu și chemat să crească purul în sfințenie, să înălțăm cu încredere rugăciunea noastră. Doamne Iisuse Hristoase, bucuria tuturor sfinților, fă ca sfințenia lui Dumnezeu să strălucească tot mai mult în cuvintele și faptele tuturor acelora care alcătuiesc biserica ta. Te rugăm, ascultă. Revarsă harul tău asupra Sfântul nostru Părinte, Papa Francisc, asupra Episcopului nostru Petru, asupra Episcopului Auxiliar Aurel și asupra tuturor păstorilor sufletești, ca să poată călăuzi spre sfințenie poporul ce le-a fost încredințat de tine. Te rugăm, ascultă-ne. Celor ce si s-au consacrați, dă-le harul să tindă mereu spre perfecțiunea iubirii,
și astfel să fie imbold spre sfințenie pentru frații lor. Te rugăm, ascultă-ne! Învață-i pe cei apăsați de suferință să o ofere Tatălui în unire cu pătimirile tale pentru mântuirea lumii. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește pe cei nepăsători din lâncezeală și primește-i cu milă părintească pe aceia care, cu suflet căit, se întorc la tine. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le episcopilor, preoților răposați și tuturor răposaților noștri bucuria de a contempla sfințenia ta. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule preasfânt, tu dorești ca toți credincioșii tăi să fie sfinți asemenea ție. Prin mijlocirea sfinților tăi, dă-ne harul să-L urmăm necontinit pe Hristos calea noastră, pentru că astfel să ajungem să contemplăm negreita frumusețea feței tale, prin Hristos Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Plăcute să-ți fie, Doamne, darurile pe care ți le aducem în cinstea tuturor sfinților. Noi credem că ei se bucură de siguranța nemuririi. Dă-ne și nouă harul să simțim că se îngrijesc de mântuirea noastră prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu,
Tu ne dai astăzi bucuria de a privi cetatea din ceruri, Ierusalimul cel sfânt care este mama noastră, unde frații și surorile noastre deja adunați împreună, cântă și preamăresc numele Tău. Noi cei care călătorim pe pământ, ne grăbim spre patria cerească, bucurându-ne de soarta fericită a membrilor bisericii, pe care ne-ai dat ca prieteni și modele de viață. De aceea, uniți cu mulțimea nenumărată a îngerilor și a sfinților, cântăm cu bucurie imnul de laudă. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească, preună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei,
fericiți și apostoli și slăviți martiri, și cu toți sfinții, prin a căror mijloșire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața ta. Întoarce la tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați pe porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielului Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Te adorăm, Dumnezeule, care singur ești sfânt și minunat întru toți sfinții tăi, și te implorăm să reverși harul tău asupra noastră, pentru ca, desăvârșindu-ne în plinătatea iubirii tale, să ne treci de la această masă la care ne-ai primit ca pelerin, la ospățul pregătit în patria cerească, prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei: Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să le verși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această noapte, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrumește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Sunt câteva anunțuri, mai pe larg le găsiți la fișier, aș dori doar să le sintetizez. Continuăm, vă invităm să continuăm rugăciunea noastră ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru marele dar al catedralei în care ne aflăm acum, de la cărei consacrare astăzi aniversăm 10 ani, dar și pentru catedrala vie care suntem noi, comunitatea. Am început luna noiembrie, ne rugăm în această lună în mod deosebit pentru cei răposați. Mâine este ziua dedicată lor, credincioșilor răposați. Vă anunțăm programul Sfințirii Mormintelor. Astăzi a fost la Petru și Pavel, mâine va fi la cimitirul Eternitatea, între orele 10 și 16.30, de asemenea și sâmbătă la cimitirul Eternitate, între orele 13 și 15. Tot sâmbătă la cimitirul Bucium, între orele 10 și 12. Pentru celelalte cimitire din Iași, unde vor merge preoții de la celelalte parohii, programul poate fi găsit la afișier. Mâine la ora 10, Preasfințitul Aurel va celebra împreună cu preoții de la seminar și de la episcopie și împreună cu seminariștii o sfântă liturghie pentru cei răposați. De asemenea, mâine seară la ora 18, Preasfințitul Petru Gherghel va celebra o altă sfântă liturghie pentru toți răposații noștri. Vă dorim o săptămână binecuvântată! Fraților preiubiți, în comuniunea tuturor sfinților, acum împreună ne unim pentru a ne ruga
ajutați fiind de Preacurată Fecioară Maria și de toți Sfinții, de fericitul nostru Anton Turcovici, pentru toți răposații noștri, mai întâi pentru toți episcopii, Nicolae Iosif Camili, Iosif Salandare, Dominic Jachet, Alexandru Cisar, Merovu, Marcu Glazer, Petru Pleșc, apoi pentru toți preoții care au activat la parochia de Iași, cei din perioada recentă, Dumitru Romila, Anton Gabor, Gaspar Bachmer, Alfons Donea, Iosif Falcăr, Mil Tocanel, Gheorghe Vameșiu, Ioan Pârțac, Carmil Gherghelis, Simon Iosif, Eduard Sechel, Dumitru Patrașcu, Ioan Jicman, Gheorghe Vameșiu, Anton Chiurcă, Pavel Căjocaru, Francis Gârleanu, Ion Gabor, Petru Gabor, Petru Martinescu, Isidor Mocanu, Dumitru Gabor. Și pentru cei care au activat la seminar, Francisca Bene, Gheorghe Peț, Ioan Martinaș, Anton Trifa și Andrei Gherguț, Rafael Friedrich, Leopold Nesma, Ioan Zicbun, Anton Sar, Anton Gabor, Aloiz Doni, Alfons Doni, Iosif Gherghel, Ioan Ciuraru, Gheorghe Petrașcu, Gheorghe Lenghen, Anton Budău, Petru Mare și Anton Gheorghe. Dar și pentru profesorii Tiberiu Rață, Francis Kerci, Ioan Bulaie, Ioan Cojocaru. Apoi pentru seminariștii Ioan Cojocaru, Iosif Stoica, Inășel Valentin, Robert Eugen Pătrășcan, Alin Gur. Pentru ei ne rugăm și pentru toți cei dragi ai noștri în această seară, comuniunea tuturor sfinților. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care erdeară în șarul baptismal. Primește-ne în a ta lumină, prea drepture judecător, cu tine să-l vedem pe Tată, ca și pe Duhul Sfințitor. Răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Eu însumi îl voi vedea și nu altul și ochii mei îl vor privi. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Sfinția ta. Doamne, îndură-te de ei. Hristos, îndură-te de ei.
îndură-te de ei, Tatăl nostru. Sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Să ne rugăm, invocăm cu stăruință, Doamne, milostivirea Ta, pentru slujitorii Tăi, episcop și preoți, care au lucrat cu surguință pentru răspândirea credinței, ca să primească răsplata cuvenită în împărăția Ta, prin Hristos Domnul nostru. Requiem aeternam donais Domine, et lux perpetua lucea Deis. Requiescant in pace. Amen. Viscătincioși, cu bucurie acum la această sfântă liturghie, în comuniunea Sfinților, cei din cer și cei din purgator și cu toți cei de pe pământ, noi primim o bucurie deosebită. Acea binecuvântare a Sfântului Părinte Papa Francisc pentru întreaga biserică, mai ales pentru toate familiile noastre, pentru dumneavoastră, dragi și viscădincioși, dragi și iubite familii, trăgim pentru acelea care au mai mare nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Invocăm aici, în catedrala noastră, acest ajutor al lui Dumnezeu și primim această binecuvântare de la Sfântul Părinte Papa adusă de la Sinodul Episcopilor. Ne plecăm acum fruntea ca să primim acest dar ceresc. Domnul să fie cu voi. Și cu Dumnezeu. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până la veac. Ajutorul nostru este numele Domnului. Care a făcut cer și pământul. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.